Azi acum o surpriză foarte plăcută din partea cramelor de Averești. Urmează Valentin Bucătarul, sponsorul acestei ediții și sponsorul lumea SOPPC. Sper că în momentul de față, pentru cei care v-ați completat numele, avem o surpriză pentru voi. Avem o extragere. O să dăm 15 sticle de vin, așa că o să vă zic 4. Pentru cine? Care ați completat mai multe? Hai să o luăm așa. Să începem altfel. Care vrea neapărat? Vrei să recunoaștem. Am înțeles. După aceasta o să luăm o mică pauză. Ne bucurăm de această scurtă poveste a vinului în momentul de față. După aia putem să ne bucurăm mai mult de vin. Cedez microfonul domnului Valentin Bucătaru la vin de Averești. Așteptăm în momentul de față povestea vinului. Mulțumesc, bună seara! Numele se numește Valentin Bucătaru și reprezint crama Averești. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această seară și vreau să vă prezint un pic porcuria și câteva din produsele noastre. Aici nu le-am inventat, am adus doar câteva. E vorba de crama Averești, situată în nord-estul țării, Podgoria Puș, ca și area viticolă. Noi avem acolo aproximativ 560 de hectare, dintre care aproape 80% sunt replantate cu soiuri noi, soiuri autohtone, cum ar fi Fihara de Puș, Busuiaca de Bobătin, Fetească, avem și soiuri franțuzești, Mafia Ligotet. Prima oară a fost adus în România de inginerul René Cure, care a făcut și un vin în cinsta lui. A fost adus prima oară în România în 1874. Acum, aici am adus adunări în două colecții, momentan, din primăvara acestui an, sau mă rog, a anului viitor. O să ieșim și cu alte soiuri noi, dar momentan avem două colecții. Colecția Locurile și colecția Regală, pe care avem prezentate aici. În colecția Regală am adus două sortimente, Zghihara de Puș, este vin autohton, dar nostru. Se spune despre el că este cel mai acidulat și cel mai sec vin din România. Avem Aligoté, soiul franțuzesc, și acest cupaj între Aligoté și Zghihara, care poartă numele inginerului francez René Cure. Tocmai în cinsta lui s-a făcut acest vin, compus din Aligoté și Zghihara, soiul lui francez cu soiul nostru românesc. Așa, pe etichete și o poveste destul de frumoasă, o duc aici, e vorba de două culturi, două soiuri de vin, care s-au reunit în această sticlă deosebită. Acum, ce avem noi aici? Mai avem din colecția Locuri de Drăgostești, este un cupaj, Fetească Regală cu Fetească Albă, un vin demisec. Mai avem Cucerești, este o Fetească Regală, este singurul vin al nostru demi-dulce. Potoarea noastră, de felul ei, scoate vinuri demisec sau seci. Iar acesta a fost oprit din fermentat, ca să tomei din ideea de a acoperi și segmentul de demi-dulce. Altceva, alte vinuri nu avem demi-dulce în afară de acesta. Și aici mai avem tot o Zghihară și un Aligoté. Acestea sunt vinuri cu indicație geografică.
avem pe două categorii, cum am spus, colecția locurilor și colecția regală. Tot vinuri seci, aciditate ridicată, specifică podgorii noastre. Cine recomandă? Cu ce să începem? Cu ce ar trebui să începem în această seară minunată? Păi, din punctul meu de vedere, această seară minunată. Consumul de vin spre bucuria noastră începe să meargă către vinurile de mixe și seci. Exact cum ar trebui. Acum, v-am spus, noi avem un singur vin de duce, tocmai în ideea de a acoperi segmentul. Altfel, nu am face să zic așa vinul de vinuri, dar trebuie. Trebuie să acoperim segmentul. Acum, fiecare după gust. Dacă apreciezi vinurile de miduci, vă recomand cu cele. Altceva de ce se sau secă. Dihara Ligote. M-a spus, Dihara de Cuș, vinul românesc, cu calitate superioară. Poate soiul în sine nu vă spune multe, Dihara de Cuș. Tocmai pentru că soiurile românești s-au pierdut de-a lungul timpului. Au fost promovate soiuri adăse din afară, Chardonnay, Pinot Noir, și așa mai departe. Vinurile românești, nu știu, Păpească Neagră, Dihara de Cuș și Crâmpoșie, s-au pierdut. Tocmai de asta, Dihara de Cuș este brandul și... Crezi mai de față că vor începe din ce în ce mai mult să... consumatorul român să consume din ce în ce mai mult vin în viitorul apropiat? Da, da. E un trend acum sau? Consumul de vin a crescut. Și spre bucuria noastră am migrat de la foarte multe vin dulce, către vin sec sau sec, inclusiv la vinurile la pen, cele cunoscute, nu știu, Muscatel, Baban, chiar și acolo s-am dus către vin sec. Spune-ne și nouă despre nitriți. Ce sunt treia, care-i treaba cu sulfiți? Sulfiți, așa. Mă băgai într-un domeniu de apă minerală, care nu... Este o substanță care ajută la liniștirea vinului. Acești sulfiți, care oricum e obligatoriu de pus și pe etichetă, ajută la liniștirea vinului. Altfel, în sticlă s-ar avea de pune exact cum are vinul de țară, să spunem. Iar estetic, dacă mergi la un magazin și îi faci așa la o sticlă și vezi care depune, nu mai cum. El nu are nimic, nu e stricat, nu e rău, nu are absolut nimic. Dar în cazul, eu știu, care să aibă prosisură în două, să prindă aici și atunci se oxidează, dar schimbă și culoarea. Alte depuneri se poate întâmpla, Doamne ferește, din filtru, sau dacă nu are sulfiți, ceea ce nu e în regulă. De unde se poate cumpăra Dihara de Cuș? Unde poate fi găsită? Nu știu, la ce cel mai... Aveți un magazin online, faceți... Cel mai sigur, acum are către online, covinescu.ro, cu partenerul al nostru, dar suntem prezenți și în mari retailer, Metro sau Kaufland, momentan. Noi suntem la început de drum, suntem în negocieri și cu ceilalți mari retailer, Carrefour, Real, mă rog, Real nu mai e, Rad Oșan și așa mai departe. Eu cam atam. Întrebare pentru Valentin? Cum ai zis, Minescu.ro? Minescu.ro. Mulțumim frumos, Valentin Bucădaru. La bine la bine. Mulțumim de asemenea, mai fără la Bucăștrii, pe care sponsorizează lumea SEO PPC. Newsman, IQAds, Traffic.ro, Găzduire.ro, Comunicate, Web Digital, două parale, SEO Monitor, Orașul meu, Vindea Averești, Vinescu.ro, Impact Hub, Bucarest. Acum, sper că sunteți pregătiți la o țigară, dar înainte, să facem acum în momentul de față, tragerea la sorți, vedem, cine pleacă cu băuturi acasă și dacă pleacă cineva cu băuturi acasă, vreau și eu. Nu cu băuturi, nu pleacă. Amin. Da, lăsăm domnișoare sau? De fapt? Nu? Aha, acum, care ați plătit la plat? Care ați făcut ceva? Bun. Ludo Valentin. Din spate? Sau de oriunde? De oriunde. Vestitul ăla de... Care e cea? Nu am început. Începem cu de
Mă rog. Alex Dragan. Deja avem și numărul de telefon, cine putea să fie? Silvu Gabriel Udrea? Mai am un set? Păi ea cu soră, știi? Deci pe rădă așa e, notați sau nu? Sintiul de care? Avem un set, un... Cătălin, nu-i lăsa să scapă așa ușor. Pune-i să cânte, să facă ceva la asta. Spune-ne, te rog frumos. Cine de aici este consumator de vin? Mai sunt la mine așa. Și care ai zis momentul de față? Nu, 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 eram, câți consumatori există în momentul de față? Bun, bun, bravo, Sergiu, bravo. Ana Maria Constantinescu. Referință, spune-mi că este Demi Dulce. Alege. Deci este? Este cel de care cum puteți mișa? Drăgostește. Am înțeles că sunt foarte frumos. Deci care sunt mai multe? Care, deci sunt cele care, care au pus mai multe, sigur, m-au fost până acum. O, Mihai Andrei. Bun, felicitări, Mihai, felicitări. De care? De care? Demi Dulce, hai, toată lumea. A spus ceva de el. Ia două, ia două, eu știu. Bun, felicitări, felicitări atunci. A, ocupă strâna. Radu Bozga. Felicitări. Tot sec, să înțeleg, tot sec. Sec, sec. Deci bărbați, bărbați, nu... Nu așa. Da, deci să-l faceți seama ce prea fost bărbați. Nu se înțeleg. Eu până acum am văzut foarte multe fere. Să vedem acum. Trebuie să mai iasă, nu? Smiley face. Georgiana Grigore. Avem pe Smiley. Eu vă spun așa, eu vă spun așa. Dar toate tale măcar ceva cu... ceva, urmă de ruși, ceva interesant așa să fie și numărul de telefon pe spate, preferabil. Bun. Margoi Madalina. Deci partea asta, să înțeleg că e o mică problemă, nu? Să te lasă dură. Te rog, Marius. Te rog. Ai venit care. Cam foarte numele. Și apoi îl pune pe Valentin. Valentin. Nu se pune. Se pune, se pune. Hai să te zărăscu. Mai trage, mai trage. Nu, nu. Hai să vedem. Băi, de ce mă cam... Ovidiu Miron. Să bem împreună pe aia, mașinile. Cam ce preț credeam, Catrona Maria? Aceasta trebuie să-i la 18 lei. Bun. Avem acum colegul Șindraguș. Nu? Nu? Vine niște? Acolo. Ah, bun. Așa. Te rog.
Nu? De care? De mix. Te rog. Care să-mi lasă despre SEO, să luăm o scurtă pauză aici.